Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach și trainer și speaker și autor. Și acest mesaj este special pentru românii din Franța pentru că în data de 20 martie ajung cu un seminar extraordinar la Paris special pentru românii din diaspora. Așa încât te aștept cu mare, mare drag. Seminarul se numește 3 pași prin care tu să obții ceea ce îți dorești, prin care tu să reușești practic în diaspora. Ok, sunt multe de spus, timpul este destul de scurt, însă în același timp vreau să-ți spun că din experiența mea de lucru cu oamenii din diaspora, cu românii din diaspora, am constatat că sunt anumite lucruri care îi țin pe loc, pe de o parte, iar pe de altă parte, pe unii îi ajută să meargă mai departe. Vreau să-ți împărtășesc în această experiență și în același timp vreau să înțelegi cum să aplici practic diverse tehnici în viața ta, tehnici de coaching, evident, în viața ta pentru a obține ceea ce îți dorești. Așadar, primul pas va fi acela de a-ți clarifica exact ce anume îți dorești să obții cu adevărat și mai mult decât atât ce anume este important pentru tine la acel ceva pe care ți-l dorești și cum să-ți stabilești obiective care chiar să se transforme în realitate. Și nu numai că să se transforme în realitate, ce mi se pare mie foarte important să te și bucuri de rezultatele pe care le ai. Pentru că, așa cum spuneam, pentru că lucrez foarte mult cu românii din diaspora, am constatat că uneori, sau de cele mai multe ori, chiar dacă reușesc până la urmă să strângă o sumă de bani, teoretic toată lumea pleacă cumva pentru a strânge bani sau pentru a obține recunoaștere sau pentru lucruri de genul acesta. Dacă mă întreb pe mine, fundalul este cu totul altfel. De fapt, oamenii fug de diversele probleme pe care le au în România și nu știu exact cum să le facă față și probabil că ai descoperit și tu cu uimire că de fapt acele probleme te urmăresc chiar și 3.000, 5.000, 10.000 de kilometri mai departe. Nu e vorba de lașitate aici, ci este vorba de curaj, ca să ne înțelegem. Doar că este nevoie, într-adevăr, să umbli la un pic la fundamentul vieții tale, să zic așa. Bun, așadar, primul pas este să înveți cum să obții obiectivele pe care ți le dorești, în ritmul pe care tu ți-l dorești, să te și bucuri. Al doilea pas este să identifici obstacolele mentale pe care le ai, cele care te-au împiedicat să obții ceea ce îți dorești tu, cele care te-au împiedicat să reușești până acum și, aici foarte important, să descoperi de fapt ce jocuri psihologice faci fără să-ți dai seama și fac și ceilalți din jurul tău fără să-și dea seama, prin care practic întreții aceste blocaje. Pentru că, așa cum spuneam, de foarte multe ori oamenii fug de diverse lucruri pe care le au, emoțional vorbind, da? Diverse chestii din trecut fug peste mări, fug peste țări, se duc, dar din păcate oriunde te duce lucrurile acestea te urmăresc pentru că sunt în interiorul tău, nu sunt în exteriorul tău. De aceea este nevoie într-adevăr de curaj să te uiți un pic la ele. Până nu ai să ai acest curaj să te uiți un pic la experiențele tale și să-ți clarifici exact ce vrei să faci cu ele, din păcate obții lucruri, este foarte adevărat, dar puține sunt șansele să te poți bucura de ele. De aceea mi se pare foarte important să te poți bucura de ele și să găsești în interiorul tău, în acest pas 2, odată ce ai identificat aceste obstacole și jocuri, să găsești și resursele pentru ca tu să poți să mergi mai departe. Resursele pe care le ai deja, pentru că ai deja foarte multe resurse în interior. Indiferent prin ce ai trecut, acolo sunt de fapt lecții foarte valoroase. Ideea este să găsești acea înțelepciune prin care să scoți lecția, da? Din diversele chestii care se întâmplă. Bun, iar în pasul numărul 3, care mie mi se pare esențial, desigur, este de fapt acela de a avea abilitatea să-ți stabilești, să-ți pui la punct un plan de acțiune. Pentru că vorbim, dar dacă nu acționăm este egal cu zero. Și la tine la fel, degeaba îți dai seama de ce anume ești într-un anume fel sau faci anumite acțiuni sau ai anumite eșecuri. Dacă nu schimbi și nu pui osul la treabă, să faci un plan de acțiune concret prin care tu să-ți schimbi modul de a gândi, să-ți schimbi modul de a acționa în primul rând pentru a obține rezultate diferite, atunci nu se întâmplă mare lucru. De aceea pasul numărul 3 este foarte important să înțelegi și să acționezi conform planului de acțiune pe care ți-l faci. În acest seminar, practic, tu vei parcurge exact acești 3 pași, cel puțin acești 3 pași, pentru că ei sunt un pic mai complexi decât atât,
Important este să-ți descoperi, de fapt, care sunt punctele tale forte, încotro dorești să te îndrepți, ce anume vrei să iei din trecutul tău, ce anume vrei să dai la o parte, cum să faci curățenie în relațiile pe care le ai, pentru că știi și tu, știu și eu, că oamenii de lângă noi ne ajută ori să coborâm, ori să urcăm. Ideea este, pe lângă toate aceste lucruri, de fapt, cât de mult reușești tu să te iubești pe tine? Cât de mult reușești tu să te bucuri de ceea ce ești astăzi, acum? Aici, de fapt, stă esența. Pentru că oamenii realizează, în general, ceea ce își doresc. E adevărat, câteodată etic, câteodată neetic. Ideea este că după ce au realizat și după ce au muncit atât pentru acel ceva, de fapt, ce au obținut cu adevărat? Probabil că ai trecut și tu pe cărarea aia și eu am trecut pe cărarea asta, așa încât e ok, tot pățitul-i începutul. Te aștept cu mare drag la acest seminar extraordinar în care îți garantez că practic viața ta de după se va schimba în sensul în care îți dorești tu. De ce fac această garanție? Păi foarte simplu, pentru că vei pune osul la treabă. Nu te aștepta să muncesc eu pentru tine, pentru că nu funcționează așa în coaching, ci tu vei munci pentru tine, eu doar îți dau niște instrumente. Iar la fața locului vedem exact despre ce anume este vorba. Este un seminar special pentru românii din diaspora, special pentru cei din Paris sau din Franța. Te aștept cu mare drag de oriunde fii din Franța, te aștept în Paris în 20 martie cu multă iubire, cu multă deschidere, astfel încât să-ți împărtășesc atât din experiența mea și să cunoști alți oameni minunați și mai ales tu să-ți găsești resursele în interiorul tău, în experiențele tale. Eu cred foarte mult în chestia asta. Indiferent ce ai făcut până acum, indiferent câte greșeli sau câte negreșeli, nu contează, acum este momentul în care poți să o iei de la capăt, să te reinventezi. Așa încât te aștept în 20 martie anul acesta 2017 la Paris, la seminarul extraordinar 3 pași prin care se reușește în diasporă cu mine și de asemenea găsești detalii și te poți înscrie pe site-ul www.credsimtacționezi.ro sau la numărul de telefon al Magdei Roită. Ea este un coach extraordinar care este și managerul acestui proiect și este proaspătă viitoare mămică. După seminar va crește numărul familiei ei super tare, așa încât să-ți dau telefonul ei. Imediat. Stai că nu știu ce am făcut, am notat doar plus 33. Ok, sunt îndrăgostită, ce să-i facem? Bun, găsești pe site, stai să văd dacă pot, dacă reușesc să fac, dar nu cred că reușesc. Ok, nu mai știu numărul de telefon, dar e ok, îl găsești pe site, pe crezisimtacționez.ro, am și etichetat-o în această postare, te îmbrățișez cu inima și te aștept cu sufletul să ne întâlnim pe 20 martie la Paris. Te pup, pa!